Salutare surori și frățioare, mai răruți că-i mai drăguți, dar vin cu un nou story. Se numește O noapte furtunoasă, după magnifica opera lui Ile Caragiale. N-are legătură cu ce se întâmplă acolo, dar pentru noi a fost o noapte puțin furtunoasă, așa că era să mierlim, înțelegi? Bă, pe bune era să mierlim. Și hai să începem. Știți că am fost cu Cosmin în Anglia, cu comisarul moldovan din film, sau cum îl chema pe acolo, Simion, cu tare. În fine, și știți că am fost cu el în Anglia, știți că stăteam pe acolo și nu știu ce, nu știu cum. Bă, frate, și fiți atenți și voi. Într-o seară, eram cu el cu mașina. Ne întorceam de la ale noastre, știi? Și mergeam, era bum! Bă, dar a explodat odată roata la mașina, să-mi bag pula, de n-a făcut mașina odată așa, că avea și vreo 70 de mile la oră, vreo 100 de kilometri. Bă, când a făcut odată așa mașina cu noi, să mor dacă nu, când a băunit, am zis, gata, mă, murim. Bă, m-am speriat, să mor dacă nu m-am speriat și eu și el, eu unul cel puțin m-am speriat. În fine, am tras pe autostradă, am pus, nu știu cât era ceasul, 7-8 seara, era seara, știi? Am tras pe autostradă, am schimbat, am pus roata din aia de mers 50 de mile cu ea, știi? În fine, am ajuns acasă. Pola mea, se întâmplă, nu? E normal. Bă, frate, ajungem acasă. Acum, bă, vre, când aveam așa o neliniște, bine, eu am și anxietăți din ăștia, știi? Și m-am stări din ăștia. Și aveam așa o neliniște, știi? Și am ajuns acasă, bă, să zic, pe la 9, seara așa. Bă, frate, un somn pe mine, care cine dracu dorm? Eu nu dorm la 9 seara, e ora care chiar nu dorm. Dacă dorm la 1-2, dacă dorm la 4-5 jumătate, dar la 9 seara nu, știi? Bă, nene, un somn pe mine. Bă, în fine, m-am pus în pat și dă-i, frate, să mă ia sun. Bă, vere, ca să vedeți și voi norocul. Din somn aveam reșeul la picioare, că era frig acolo, știi? Și din somn am simțit, cred că rece, că nu mai mergea reșeul, și m-am trezit de frig și observ că nu mai e curent. Și zic, negură în casă, negură, dar negură, negură. Și zic, Cosmine, ăla ce? Ia vezi, bă, zic, sări curentul. Bă, vre, când a ieșit ăla din cameră, ce crezi că a făcut? Luasă foc. Plasticul ăla de la duș la baie, luasă foc toată baia. Băi, în momentul când am deschis ușile, băi, un fum și un din ăla necăcios de plastic, mă gândeam eu înainte, știi, bă, zic, cum dracu au murit, măi, la colectiv, zic, mor de la fum, știi, că mi se părea, știi, bă, să mor, două gure am tras, până am ieșit pe casa scării, că ardea, frate, mocnea ăla acolo, și am zis, băi, nu mai puteam să respir, dădea să vomit într-una și mai puteam, în fine, am chemat pompierii, frate, au venit pompierii, au stins pe acolo, au dat cu spumă din aia, au pus un senzor din ăla, cu tare, nu știu ce. Zic, bă, uite și tu să mor dacă te mir, dacă nu. Vezi, vere, norocul de la Dumnezeu. Dacă nu sărea curentul și nu mă trezeam de frig, știi? Muream asfixiat, Cosmine. Ardeam și muream asfixiat. Nu, dar fără mișto, ne găseau morți dimineața sau când ne găseau. În fine, bă, și zic, bă, zic și roata la mașină, zic și... Asta aici așa, zic să moară mama dacă nu e noaptea noastră. În fine. Și plecăm de acolo că nu se mai putea sta în casa aia. Plecăm de acolo că era fum, era smog, pusaseră pompierii sigiliul pe ușă, nu mai era, opriseră curentul de tot ca să nu se mai ia foc încă o dată, nu mai putea să mai stai. Și plec la un fil de al meu, îl sun, băi, zic, uite așa, 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 așa. Da, domnule, vino la mine că e casa mea, aia, o casă de stătea el, ea e liberă, nu e nimeni în ea, știi? Ia bine, hai. Și eu cu Cosmin așa, frate, pe drum. Bă, frate, ajungem acolo, bă, să mor dacă vomit cu ceva. Intrăm în casă, urcăm scările, în urma noastră, bum, se deschide ușa. La intrare. Pula mea, zic, și închide-o pe curent. Bă, vre, o închide, iar pleacă, urcă scările, iar bum, se deschide ușa. Mamă, să moară familia mea, deja mi-am luat paranoia, îmi luasem și eu paranoia, nu știu el, dar îmi luasem paranoia, că erau prea multe legate, știi? Bă, frate, să mor dacă n-am stat, că n-aveam cheie să dăm cu cheia nea, o închideam decât din clănță. Să mor de n-am stat vreo 12-13 minute să închidem ușa aia, să desfăcea. Ei, stând acolo în casă, nu știu cât a mai trecut, 20-30 de minute, bă, să moară mama mea, nu mai troncănituri. Bă, dar nu era casă să zici că mai era cineva deasupra sau uște. Nu, era casă normală, că știți cum sunt alea. Troncănituri, să moară mama. Ăsta vine și ăsta, zice, bă, vrei, ce pula mea troncăni, mă, bă, nu troncăni, de te-mi pula mea de aici. Dar cine pula mea troncăne? Da, eu știu un pula mea, cine moroi, eu știu cine troncăne.
În fine. Bă, să moară cea mai scumpă. Ne-a dat șoc în momentul să moară familia mea când s-auzau glasuri de copil. Mă, de unde copil? Că era 2-3 noaptea s-a făcut. Nu există, nu exista. Dar un glas, parcă zici că mi-e una așa să mor dacă vă mint. Bă, frate, n-am mai stat. Zic, bă, hai să mergem. Ce, dormim în mașină să moară familia. Bă, bere, luăm mașina. Plecăm cu mașina. Să ne ducem la unul Alex, la alt băiat, la unde era pe acolo. Și în fine, nu contează. Iar pană. Să moară familia de nas Cosmine. Da. Nu mai pornești nimic. Nu mai băga cheia în contact că să moară familia mea. Eu nu cred că sărim în aer. De nu cred că ajungem ca aia în destinație finală. De orice am face, murim. Ești nebun. Nu vezi că n-ai ce să îi rebântuie. E noaptea groazei. Nu știu ce e aici așa. Nu mai zic nici dacă. Nu mai apăsa pe buton. Stăm așa. Uite așa stăm. Stay. Stăm așa mașină. N-apăsăm pe nimic. Nu punem mâna pe nimic. Că ți-am bat pula de nu. Am impresia că apăsăm să dăm geamul jos și băune motorul cu noi. Nu mai, gata, zic, nu mai, cu tare. Ever. Și, bine, eu am auzit, îmi spuneau ăștia că casele prin Anglia sunt bântuite, știi? Dar eu am stat prin Anglia vreo 2 ani, așa, 3 ani adunați. Bă, n-am avut de-a face. De ce să mint cu așa ceva până acum? Bă, dar noaptea aia, mulți probabil dintre voi știți că eram pe live când v-am spus, bă, uite, luarăm foc în casă, gata, cu tare, nu știu cum. Bă, dar noaptea aia, bă, frate, parcă s-a ținut de noi să mor dacă vă mint. Bă, dar nu să ne omoare, să ne distrugă psihic. Că era una când vedeam de câte ori și ăștia și cu tare, ziceam, pula mea, mie mi se pare că sunt bolnav psihic. Dar și ăla la fel, știi? E, și cu treaba asta vreau să vă spun altceva. Știți că am plecat acum și am stat mai mult pe live când am venit din Anglia cu Bărsan. Știți pe Bărsan. Mă vere să moară viața mea când m-am dus să-l iau cu mașina, atâta față era în el. Mă vere, nu-i să mai vedea capul de față. Atât avea o falcă, ce cum am fost eu, am fost bine. Mă vere, umbla puroiul prin el ca la el acasă, înțelegi? Zic, Bărsane, hai, suie-te la volan, mergem cu tare, nu știu, mergem, ajungem la bac, nu știu. Mă vere, el cum crezi că era? Jumate blond în cap, dar blond castron. Să făcea odată și o culoare, să moară viața mea. De nu cei că ruginisă părul în el. Nu era nici blond, nici cutare. Ruginisă părul, știi? Ce zici, băi, pune și tu o șapcă că... Băi, nu, tu nu ești om să mergi pe stradă. Eu spun, eu dacă aș trece așa pe lângă tine să fiu polițist sau pe salvare sau pompier, ori te-aș stinge cu stingătorul, ori te-aș interna, ori te-aș bate de te-aș nebuni. N-ai cum să mergi așa aici, păi ești prea... N-are tati nimic. A, bine. În fine, conducem noi, conducem. Ajungem la BAC. Îți dai seama, eram sigur. Bă, zic, ăștia nu că ne opresc. Bă, ne demontează mașina, ne dă roțile jos să moară familia mea. N-are tati ce se întâmplă. Aha, bine. Bă, și ajungem acolo și ala să dăm pașapoartele. Mă, vere, când dă geamul jos, mă, când îl vede ăla să moară, ce mai scunde? M-am uitat pe fața lui ăla de acolo și acum. Mă, vere, când l-a văzut, știi ce a zis că e, nu? Somalez din ăla de vrea să arunce în aer cu bacul. Mă, nene, când a văzut față în el, el jumate blond, fața atâta, că nu și să știa, dacă la prima vedere tu nu știi dacă e infectat sau e bătut, rupt, știi? Și cu cele ca ăla să moară familia mea, zice că e din ăla de strângea fiare vechi de pe străzi, de umblă cu butelii, zice, luați biletul ăsta roșu, ne dă udinul la roșu atât, noi n-am știut. Și dăm să ne ducem înspre BAC, să moară viața mea, patru din aia în față. Hai, băgați. Zic, na, Bărsane, să moară familia mea cu capul ăla tău de lobodă. Uite să vezi ce ne fac ăștia. Mă, bine. Și ne bagă în hala aia acolo și aia. Eu mă dau jos frumos, cu tare, nu știu ce. De unde veniți? Zic, tati, venim tocmai de la Manchester, cu tare, nu știu ce. Ce faceți pe aici? Eu, cu ale mele. Sunt actor, vlogger, am venit să filmez, cu tare, nu știu ce, da. Și dânsul l-am găsit pe acolo și n-avea cu ce să întoarcă în România. Tu am zis, hai să-l iau, că na, noi românii suntem mai miloși așa, unii de alții, ne cu tare așa. Bă, vre, ne-au desfăcut mașina, ne-au dat bagajele jos, la Bărsan n-avea ce, că avea o poșetă atâta, el n-avea bagaje, înțeleg? În fine, ne-a dat drumul. Bă, vre, am luat bacul. Am dormit cu Bărsan acolo și pe bac. Bărsan, ce crezi că vrea el? Că el, dacă își făcea el așa o opțiune din asta, acum că dacă ar fi să iei bacul și să nu plătești, să te arunci în apă și să n-os tu, dar să ai și un colac din ăla, să te ducă, în fine, din ăla așa, și ajungem în Franța, la Calais. Mă, vrei lua Calais?
cum ieșim, zic, bă, hai să băgăm benzină, înțelegi că nu mai avem benzină. Ne oprim acolo să băgăm benzină. El tot cu capul ăla lui de semafor, fățău atât, lângă ăla de benzină, băgăm benzină, un McDonald's. Zic, bă, Bursane, nu te mai da jos tu, înțelegi, că poate ne dă vreo sabie în cap dacă te vede. Înțelegi, că ăștia sunt răi pe aici, prin Franța. Te vede, zici că, zice că ești afganistanist din ăla de putare, nu știu ce. Rămâi mașină. Zic, da, gata, putere. Intru în McDonald's, iau hamburgeri, ce, bă, mă sui mașină. Când mă duc spre mașină, o dubă de gabori, vreo 6 inși, în parcare, exact lângă mașina lui. Acum mă sui repede mașină și zic, Bărsane, dă-i de aici, iau direct în față și în stânga. Nu te uita stânga și dreapta, zic că dacă să moară familia mea, te văd ăștia de nu ne arestează, ne dă gardaviu, 6 luni ne ține. Pentru tine, cum arăți în halul ăsta, ne ține 6 luni. Mă, ce face el de speriat și de ele mâncață? Și că n-a mai, că nu mai lua comenzile la un moment dat, el Bărsan, știi? Lua până la un moment dat comenzile, la un moment dat nu le mai lua. Mă, când dă să plece direct într-un Renault, mă. Băi, n-au văzut mă aia să mor, s-au auzit bubuitură, puțin așa, dar erau cu unul, cred că îi căutau lui ăla pe mașină pe acolo. Zic că în fine am scăpat, am intrat, tare. Bă, nene, eu acum stând pe telefon, n-am mai ținut la drum să mă uit pe unde o luăm, pe unde... Băi, ții Belgia, Bruxelles, pula mea. Bă, nene, Bârsan la volan, pe GPS, că el avea GPS. E, dar fii atent că el n-avea GPS ca asta, că i-am zis, băi, nu merge pe Waze-ul ăla al tău, că Waze-ul ăla e pentru taximetriști, prin București, prin ălea, nu e pentru... E bagă gol. Nu, tati, că ăsta imediat. Mă, bine. M-am uitat la drum. Băi, și ajungem în Bruxelles. Ajungem în Bruxelles, eu tot pe telefon, pe live. La 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 la. Bă, trece vreo oră jumate, trec vreo două. Bă, eram tot în Bruxelles. Bă, după două ore, de la ora 3 la ora 5, noi eram tot în Bruxelles. Bă, tot în Bruxelles. Și bă, Bursane, unde suntem? Păi zic, nu mai ieșirăm, bă, din orașul ăsta. Păi zic, ce faci? Taxi? Ce pula mea face aici? Uber? Ce vrei să faci? Greșit să moară cea mai scump 26 de străzi ieșirile. Și când mi-am dat eu seama, el tot mai greșea încă 2-3, că am mai greșit 2-3 până am reușit să ieșim de acolo. Și a, o luasă pe Luxemburg, pe alte alea. El avea, cred că vrea să o ia așa, Tahiti, China, Slovacia, România. Am vin. Și ieșim de acolo și am mâncat. Bă, tati. Ajungem noi pe drum cum ajungem. Ce am făcut, ce n-am făcut, cu Bărsan, taca, 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 a condus al trecut 24 de ore, ceea că nu vrea să oprească, auzi, nu mă mai opresc, bă, mai poți? Da, cât? 8 ore, dă-i, în fine, ajungem în România, mâncați și la Timișoara, bă, nene, luăm și noi un hotel din ăsta, care l-am găsit acolo și a să ne schimbăm, să ne facem duș, trebuie să mă duc pe la Alin, și stând în hotel, ne știm, zic, Bărsane, du-te, tată, și tu până la un Mac. Și ai și tu țigări, ia și suc, și ai și mec să mâncăm și noi aici, așa, știi? Bine. Ia mașina. El acum nu mi-a spus că n-are internet pe telefon. Îți dai seama, în Timișoara, dacă se ducea, că nu s-a mai întors. Că de unde pula mai știa Bârsan să vină? Mă, vre, pleacă Bârsan. Mă, să mor dacă nu mă duc când fac duș. Mă, cu tare, mă întorc. Mă, și mă pun în pas și ațipesc. Și mă trezesc la vreo 50 de minute oraș. Mă, trezesc, pula, nu mai venea Bursan să moară familia. Mă, zic, mâncați și pula ta să-ți o gata, mă, l-am pierdut cu tot cu mașină, o să vin cu tren, zic. Bă, să mor dacă vă mint. De n-a venit Bursan după două ore, cu ce credeți? Cu un sandwich atât, dintr-o benzinărie, și cu o madlenă. Mă, o pungă din aia de madlene. Mă, unde-i fost Bursan? Tati, am fost să caut McDonald's. N-am găsit. Și-am căutat. Și până la urmă n-am avut ce să fac decât să iau două din ăștia din benzinărie. Și zic, mă, cum ai ajuns înapoi? Te-ai luat-o ca Hansel și Gretel, ți-ai lăsat boabe de fasole în urmă, cum pula mea ai ajuns? Nu, tati, dar am ținut minte numărul de la hotel și mergeam așa cu mașina 30 de metri, opream. Nu vă supărați, unde e hotelul, Chris? Păi mai încolo. Și-o luam așa și așa am ajuns. Bravo, mă, zic, să moară familia mea. Dacă nu erau ăștia, dacă n-ajungeai în noiembrie, ajungeai de Crăciun. Bocul de artific. În fine, și îți dai seama, bă, nu vă mai zic ce am tras cu el pe drum să mor dacă vă mint. Bă, nene, bă, avea atât o măza și cum crezi că mânca? Ce chipitulice din aia de ciugoală, înțelegi? Și îmi făcea nefică ce o flăia. Mă, și-mi venea să-i dau așa cât un dos în puroiul ăla de la avea pe el. Și zic, lasă-l, bă, zic, Doamne, iartă-mă.
Și ce crezi? Ajung acasă. Casa, o știu. Și aveam vreo 100 de lire, dar erau scoțiene. Și ajung acasă cu el. Și zice, băi, eu cu ce mă duc acasă? El stă la vreo 30 de km de mine. Zic, ia bă, ăsta 100 de lire. Zic, le schimbi, ție taxiul. Cheamă el taxiul, mâncați așa 100 de lire. Eu știam că n-are să le schimbe. N-avea niciunde, nu există. La București, atât. Și plec, el bucuros. Mă vede la vreo 15 minute, mă sună, tati, ce fac că nu mi le schimbă nimeni? Eu mă întreb pe mine, mă, Bursane, mă, ce faci tu, mă, să trăiască familia ta? Eu de unde să știu? Păi, tati, să put taximetrist, am 60 de lei pe ceas până acum. Și trebuie să ajung acasă. Nu știu, mă, zic, vinde și tu din ălea ce le-ai pe acolo și descurcă, te zic, să trăiască familia ta. În fine, nu știu cum a ajuns, cred că i-a dat lor, a stat, ia-le tu pe ăștia, schimbă-te-le tu, ia pe ăștia, cât vin, 6 milioane, ca atât erau, și domnul ca și cu tare. E, și cam asta s-a întâmplat, nu vreau să vă povestesc prin Anglia, că e jale și pădeapsă ce s-a întâmplat pe acolo și a... De ce? Pentru că unii sunt prieteni cu mine și nu e normal să aduc băieții în discuție și ăștia pentru câteva story-uri. Da, vreau să vă fac pe asta cu noaptea furtunoasă, bă, să mor eu ce am tras în noaptea aia, să mor dacă mi-a rămas în minte, jur. N-ai cum. Băi, aveam impresia că dacă mai ating ceva, bă, une urechile. În fine, vă pot fratele vostru să vă dea Dumnezeu sănătate, o să mai pun eu story-uri ăștia pe aici, așa, dar mai rar, că acum, na, și cu TikTok-ul și cu treaba, ați văzut, plec picolo, 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 că na, asta e situația, tot trebuie să alergăm. Vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate, Doamne ajută la toată lumea și ne întâlnim la un nou story sau vlog.